Pentru balanțe, luna plină este fixată în zona relațiilor personale și balanțele se reorganizează, mai ales dacă sfera lor socială se restrânge, cumva trebuie să facă în așa fel încât să ajungă ei la oamenii cu care lucrau sau pentru care lucrau. Și este o perioadă foarte socială, pune accentul pe imagine publică, mesajele pe care ei le transmit și pentru multe balanțe, profesia poate să cunoască o cotitură, o schimbare, mai ales dacă dezvoltă această nișă a consilierii, a trainingului, a sfătuirii, a ghidării, a pedagogiei și apar în fața oamenilor, clienților, elevilor, cursanților sau a publicului pe care îl au cu un pachet de informații pe care îl livrează. Și e important pentru ele să se acomodeze cu acest nou rol. Că nu mai lucrează într-un birou, că au o expunere mai mare, că pot livra niște cunoștințe celor din jur. De asemenea, pentru multe balanțe se deschide o apetență, o poftă de a face ceva mai creativ, poate chiar în zona artei sau în zona designului vestimentar, probabil unele, astfel încât să în timp să dezvolte o altă ocupație. Bun găsit, prieteni! Dacă vă plac emisiunile Canal 33, nu uitați să ne dați un like. Dacă vreți să urmăriți toate emisiunile de la Canal 33, vă puteți abona și veți avea parte de cele mai interesante emisiuni.